Nicu, vă salută din nou. Azi o să fac un clip. Am zis că fac și eu un clip, dar din păcate pisicuța nu mă lasă în pace. Pisicuța din poveste, am mai vorbit în clipurile mele, tot așa când filmam. O pisicuță foarte alintată. Lasă-mă să filmez, da, că iar mă enervez. Hai, pleacă de aici. Am vrut neapărat să filmez acest clip pentru că acest utilaj din fața mea, pe care îl vedeți și voi, fix ieri am primit 2 ani de zile de când este la mine. Bineînțeles că este drujba de la Eugen, da? Făcută cadou de el în urmă cu 2 ani, mai exact în ianuarie 2022. Și de atunci este la mine, da? Deci ieri am primit 2 ani. Ieri, după cum se poate observa, am aici o grămadă de rumeguși, care trebuie să o, numai rumeguș curat, bineînțeles, care de fiecare dată îl distribui pe în grădină, da, să facă pământ mai gras. Este un îngrășământ natural și ați văzut de fapt, da, cum procedez. Chiar am pus în grădină, mai am aici. De exemplu, ieri vreau să vă spun că am făcut, am filmat 3 clipuri, pentru că v-am mai spus și în câteva comentarii, în clipurile din trecut, când, și aici valabil în orice anotimp, nu numai acum iarna, în momentul când am timp liber, da, într-o zi, de exemplu, mai mult timp liber decât de obicei, încerc să filmez mai multe clipuri ca să am primul și material, da, și să termin și cu treaba pe care o am în momentul de față. Așa s-a întâmplat și ieri, am filmat 3 clipuri, am filmat și cu drujba de la Eugen, am filmat și cu drujba de la Riodel, da, drujba mea, pentru o singură mână, și bineînțeles cu drujba Micul Pădurar 5200, că foarte mulți oameni m-au întrebat dacă mai am acea drujbă. O am, însă v-am spus, sunt foarte multe clipuri și nu vreau să mai mă repet la infinit, pentru că cei vechi care mă urmăresc de foarte mult timp știu cum procedez eu și de fiecare dată nu pot să filmez, da? Știu de fapt că de fiecare dată nu pot să filmez anumite operațiuni, însă cei noi tot mă întreabă, da? Nu, deci eu în momentul când am un răgaz, să zic așa, mai lejer, încerc să filmez cât mai multe clipuri într-o zi. Cel mai mult am filmat până acum, nu știu, în urmă cu 2-3 ani, dacă nu mă înșel, 4 clipuri într-o zi, da? Nu e ușor, numai cei care fac știu, dar încerc să filmez cât mai multe clipuri, să am și material, în primul rând, pentru voi, pentru canal, și să mă scap de treabă, să vă faceți treabă în aceea zi, știți cum e. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi, da? Foarte adevărată vorba, și dacă se strică vremea, bineînțeles că atunci nu mai pot să filmez, da? Și de asta e bine să filmăm, cât timpul ne permite să avem materiale. Și bineînțeles, multe informații pentru voi. La fel s-a întâmplat și cu drujba de la Micul Pădurar 5200. Eu pur și simplu am lucrat cu ea foarte mult, însă nu am mai filmat de ceva timp, este adevărat. Cu asta de la Eugen am lucrat foarte mult. V-am spus că nu de fiecare dată poți să filmezi și de fiecare dată, dacă ai filma, plictisește, da? Și din punctul meu de vedere să faci, dacă, de exemplu, v-am mai spus în clipul anterior, tai de 1000 de ori cu ea, nu poți să faci 1000 de clipuri, da? Pentru că plictisește și nu e ok. Bun, acum sper că v-ați lămurit și aici mă refer strict la cei noi. Deci ieri, drujba de la Eugen a plinit 2 ani de zile, v-am mai spus în clipul, atunci când mi-a oferit-o cadou, dar am făcut un clip. Și atunci în acel clip v-am spus de fapt de ce mi-a făcut Eugen acest cadou, da? Pentru că așa a simțit și așa a vrut el, de la oameni care consideră el, bineînțeles, oameni muncitori, după cum bine știți. Eu am fost onorat în primul rând pentru că această drujbă eu o utilizez foarte mult, da? Am utilizat-o în acea 2 ani de zile, ca toate utilajele mele, v-am spus, și la motosapă, da? Se poate observa un om care are de-a face cu motoarele, cu motosapele, da? Cu munca pământului, imediat își dă seama, pentru că prezele sunt tocite, da? Deci la mine utilajele, sculele nu stau în vitrină, chiar dacă de multe ori nu filmez. Voi ce vedeți în anumite clipuri și la... Eu acum vorbesc strict despre mine, pentru că foarte mulți creatori de conținut la fel procedează. Deci ce vedeți voi la mine în clipuri e o mică parte, da? E mizilic, am mai spus eu în câteva comentarii la unii dintre voi. Așa că la mine utilajele, sculele nu stau în vitrină, da? La mine sunt muncite, pentru că de asta sunt făcute, da? Bineînțeles, le menajăm atât cât putem, le îngrijim, da? Le facem mentenanța, însă niciodată la mine nu o să vedeți o sculă care arată bine și după... Arată bine, da? Pentru că o întrețin, bineînțeles, am grijă de ele. Dar nu o să arate la fel cum ai cumpăra-o, da? Din magazin, nouă. Și drujba arată foarte bine după 2 ani de zile de utilizare intensă. Și o să vă spun... Dacă am avut probleme cu ea în acest timp, vă dați seama, mă cunoașteți, da? Că dacă ar fi o defecțiune, ați văzut de fapt și la drujba mai micul Pădurar 5200, în momentul când acel contact s-a deslipit de fapt firul, da? Și nu mai mergea, v-am arătat cum am procedat și așa mai departe. Am lipit contactul, am schimbat de fapt butonul cu totul, da? On-off,
și drujba merge exemplar după atâția ani, din 2019 până în prezent, da? Așa, acolo este altă mâncare de pește. La începutul lunii ianuarie 2022 mi-a dat Eugen acel mesaj, bineînțeles că după ce a insistat, eu am acceptat, am fost foarte onorat și acum sunt foarte onorat, chiar dacă această drujbă i-am mai spus și lui de fapt și am mai spus în câteva clipuri, o folosesc, o utilizez foarte, foarte mult, însă am grijă de ea, pentru că este o drujbă, cum ar veni, un cadou oferit din suflet, cu maximă plăcere și la rândul meu vreau să o păstrez foarte bine. Chiar dacă el mi-a zis că pot să-i fac ce vreau, pot să-i dau și cu ciocanul, cum ar veni. Nu, o folosesc atât cât o folosesc, da, cât am lemne și nu numai, însă vreau să nu-mi bag joc de ea. Bineînțeles, la fel ca și el, dacă se strică ceva, indiferent că la drujba asta sau la drujbele mele, imediat o repar, nu este niciun fel de problemă, dar până acum nu am avut niciun fel de problemă. Și dacă toți suntem aici, vreau să vă spun așa. După 2 ani de zile de utilizare intensă, această drujbă, da, știți foarte bine că Eugen își pune aici acțipil de reclamă și așa mai departe, foarte frumos. Deci după 2 ani de zile de utilizare intensă, nu am avut niciun fel de problemă. Da? Și acum o să începem așa, cei care cunosc drujbele și componentele, de fapt, știu foarte bine la ce mă refer. Dacă vorbim, hai să începem prima oară cu lama. Deci lama este șina de ghidaj, da? În termeni așa mai modern. Deci lama, șina de ghidaj, este pur și simplu lama originală, da? De la Hainer. Este vorba despre, pentru cei care nu știu, despre drujba Hainer VMF004. El mai a avut încă una. Asta, cu toate că, bineînțeles, este o drujbă chinezească, da? Modificat exemplar. Și știți foarte bine și cei care îl urmăriți de la început pe Eugen, ați văzut câte modificări, câte teste și așa mai departe a făcut și de uneori a cheltuit foarte mulți bani din propriul buzunar, da? Deci din buzunarul lui a cheltuit foarte mulți bani doar ca să experimenteze, doar ca să se facă mai bun în ceea ce este și ca să arate și altora că se poate, da? Și aici ați văzut că Eugen face tot felul de teste și tot felul de modificări pentru mințile mai încuiate, da? Care nu acceptă că se poate modifica. Zis, sunt foarte mulți oameni în America, de exemplu, da? Care modifică tot felul de chestii. De se poate, nu? Că dacă producătorul a făcut un utilaj, dau un exemplu, cu 2 bile, noi trebuie să lăsăm, un exemplu, da? Trebuie să lăsăm 2 bile, nu. Ia să încercăm cu 3 bile, cu 4, cu 5 bile, merge, merge. Și dacă merge, de ce să nu felicităm acel om ca lumea? Și unii nu concep, sau poate chiar și unii producători, de ce să modificăm utilajul dacă utilajul e făcut pentru asta. Uite, încercăm, da? Uite, așa progresăm, așa evoluăm și arătăm și altor minți mai încuiate că se poate face, da? Se poate face. O chestie bună. Deci sunt multe de vorbit, acum nu intru în detalii. Asta încearcă el ca să descuie mințile încuiate, da? Prin ceea ce face el, are niște clipuri foarte interesante care pur și simplu e ca o cheie, da? Bagă cheia în lacăt și se descuie acel lacăt, da? Deci pentru oamenii care pricep foarte bine și au câteva informații și o educație, îl apreciază, da? Și întotdeauna v-am spus, apreciați un creator de conținut care nu face conținut de rahat, face conținut. Vreau să vă spun că șina de ghidaj, o să vă arăt drujba și mai de aproape, în scurt timp. Șina de ghidaj arată exemplar, nu este deteriorată, nu are bavuri, da? Canalul este foarte ok, deci nu s-a distanțat pentru că sunt foarte multe, da? Foarte multe situații când pur și simplu canalul șinei de ghidaj ba se lățește, ba se îngustează, da? Steluța e super ok, nu s-a blocat pentru că poate să se blocheze de la o așchie, da? De la un rumeguș mai mare. Deci șina de ghidaj arată exemplar, da? Și v-am spus, după câteva tăiere, bine să schimbăm șina de ghidaj, da? Să o întoarceți invers, pentru că în acest fel se uniformizează peste tot, da? Știți foarte bine la ce mă refer, cei care cunosc. Deci șina de ghidaj arată foarte bine. În legătură cu lanțul, vreau să vă spun că Eugen mi-a oferit, atunci când mi-a făcut cadou această drujbă, acel lanț, cum spune, lanțul de haur. Lanțul de haur l-am folosit de câteva ori, însă nu-l folosesc de ceva timp. Nu l-am mai folosit încă de anul trecut, pentru că mi-am cumpărat un lanț nu mai bun, că și el era foarte bun. Dacă l-ascuți, îți dai seama că orice lanț merge, însă a fost vina mea. Și acum o să spun în premieră cu acel lanț de aur, îl am foarte bine, însă nu știu, am tăiat eu anul trecut, dacă nu mă înșel, am tăiat o scântură care avea 2 cuie și nu am fost atent, a fost vina mea și bineînțeles că 2 dinți de la acel lanț de aur, 2 dinți
daună totală, da? Și bineînțeles că nu mai poți să faci nimic, lanțurile îl păstrezi acolo ca amintire, dar de asta, ăsta de fapt a fost motivul principal care am schimbat lanțul, da? Deci am schimbat lanțul, mi-am cumpărat un lanț Oregon, nu contează, eu nu investesc foarte mulți bani în lanțuri, mi-am cumpărat odată cel mai scump lanț cu 50 de lei, de fapt chiar lanțul care l-ați văzut la clipul cu drujba de la Riodel, dacă nu mă înșel, ăla de obicei costă 30 de lei pentru drujbele pentru o singură mână, am cumpărat un lanț cu 50 de lei și mai mi-am cumpărat odată pentru drujba mea de la Micul Pădurar 5200, tot așa, un lanț cu 50 de lei. Deci eu nu investesc, nu cumpăr din general lanțuri cu 30 de lei, 40 maxim, pentru că dacă le ascult foarte bine, depinde acum de material. De exemplu, ăsta este un lanț bun, îl folosesc de foarte mult timp, da? Deci am schimbat lanțul. Dacă vorbim acum despre carburator, că le iau așa, nu le iau cronologic, carburatorul își face treaba foarte bine, jiglerele sunt ok, da? Deci nu s-au tocit, pentru că dacă se tocesc jiglerele la carburator, nu mai puteți să reglați cum trebuie. Da? Degeaba reglați voi optimă, o tură jumătate, depinde acum, amestec bogat, sărac, nu mai își face treaba, da? Și acel carburator nu mai are șanse să stea pe această drujbă, da? Pe orice drujbă. Trebuie aruncat și cumpărat altul. Carburatorile nu sunt așa scumpe, deci carburatorul este cel original și n-a la fel, lanțul l-am schimbat, v-am spus. Aici a pus Eugen o bucată de tablă foarte groasă, da? La evacuare, la topa de eșapament și acum stă foarte bine, uitați, șuruburile sunt întărite, nu au niciun fel de problemă. Frâna de mână, da? De frâna de mână o să vă arăt acum mai de aproape, de la distanță, dar o să vă arăt drujba și mai de aproape. Bineînțeles că ieri după ce am finalizat lemnele de tăiat, cu pensula, da? Cu pensula vă recomand totdeauna ca să o ștergeți. Evident că orice utilaj înăuntru, da? Și aici, la demaro, s-au pus timpul chiar și la filtrul de aer. S-a mai depus, da? S-a mai depus, însă eu l-am șters de fiecare dată. Rumegușul intră, da? Pentru că rumegușul, vă dați seama, și el mai mare, și el mai fin, intră peste tot. Știți cum e, rumegușul e ca mercurul, nu poți să scapi de el. Însă e bine ca să o mențineți cât de cât curată, după fiecare tăiere. Sau chiar dacă nu o mențineți după fiecare tăiere, după câteva tăiere, e bine ca să mai umplați la ea, da? Să o mai ștergeți, să o mai curățați, să o mai suflați înăuntru și așa mai departe. Deci aici s-a depus rumeguș, dar în rest e super ok, arată foarte bine. Bineînțeles, a mai dus acest articol pe care l-a pus Eugen, da? Eugen Textip. Legat de frâna de mână. Frâna de mână e foarte ok, da? Nu am avut nicio problemă cu ea, își face treaba. Uitați. Dovada vie, da? Clară, își face treaba. Filtrul de aer arată foarte bine, chiar dacă el mai are puțin rumeguș. Demaroul arată foarte bine, da? Uitați. Demaroul, motivul. Uitați, are și compresie. Ce compresie bună poate să aibă. Da, deci e dovada clară. Mulți ne întreabă și pe mine și pe alți creatori de conținut și de multe ori chiar devine o plictiseală, da, și ceva enervant, că ne întrebați de foarte multe ori câte ture să dăm, da, pe fiecare utilaj e construit în felul lui, e fabricat în felul lui. În primul și în primul rând, oameni buni, ca să fiu așa direct, trebuie să aveți ureche muzicală, da? Dacă aveți ureche muzicală, imediat vă diferenția sunetul bun de cel rău, da? În primul rând, atunci când reglăm un carburator, că eu degeaba vă spun, pentru că reglați o tură și jumătate, două ture, depinde acum de fiecare utilaj în plus, fiecare trebuie să simțiți utilajul și să vedeți la fața locului despre ce este vorba, da? Pentru că, imaginați-vă, când tăiați cu o drujbă lemne, da? De la trepidații, de la șocuri, de la, dar cel și cel mai mult de la trepidații, bineînțeles că ele se mai desfac, da? Se mai desfiletează și întotdeauna trebuie să reglăm carburatorul optim, pentru că trebuie să avem și un consum redus, da? Mai ales la drujbele chinezești, da? Pentru că cam toate drujbele consumă, acum să fim serioși, ca și la mașini, da? Orice utilaj, deci trebuie să avem și un consum redus, da? De carburant și bineînțeles și o eficiență în sarcină. Atunci când tăiem lemne în sarcină, nu trebuie să meargă păr, da? Trebuie să aibă o eficiență bună, adică o viteză bună în sarcină, da? Și dacă are o viteză bună, bineînțeles că consumați și mai puțin carburant. Deci asta este un lucru de bază și ele trebuie, de fapt, drujba trebuie reglată odată la după câteva tăieri, da? Sau poate de fiecare dată, depinde acum ce tăiați, cum tăiați și așa mai departe de structura lemnului respectiv, de cât de gros este, da? Sunt multe, dar întotdeauna vă recomand ca să reglați carburatorul. Deci carburatorul arată exemplar, se descurcă exemplar până acum și face treaba. Șocul, da? Da, șocul nu are niciun fel de problemă, perfect. Maneta de accelerație,
super ok. Bușoanele, da? De la ambele rezervoare, ulei și benzină, nu s-au crăpat, nu s-au deteriorat. Acea garnitură merge ok, da? Deci nu curge combustibil sau ulei, da? Uitați, realitatea. Da? Deci așa arată, oameni buni, drujba, după fix 2 ani de zile de utilizare intensă. Într-adevăr, pentru cei care nu știu, cei care îl urmăresc de foarte mult timp, știu că Eugen la această drujbă a schimbat setul motor, da? Aveți clip la el pe canal, nu mai vă spun acum despre ce este vorba. Deci a schimbat setul și diferența este una mare, da? Una mare, eu am simțit-o pe pielea mea, pentru că eram învățat cu acea drujba mea. Și o să vă spun în scurt timp și ce s-a întâmplat cu celelalte drujbe, că acum am ocazia, uite că am vrut de mult ca să vă spun, v-am mai spus așa la câțiva dintre voi în comentarii, că eu am mai avut două drujbe până să le am pe astea trei pe care le știți foarte mulți dintre voi. În primul rând, Eugen și-a demonstrat că poate să facă ceea ce a făcut, da? Cu schimbarea setului, nu numai la această drujbă, ați văzut, de-a lungul timpului a făcut foarte multe schimbări, a schimbat foarte multe seturi la drujbe și a demonstrat în primul rând lui, pentru că nouă trebuie ca să demonstrăm în primul rând prin ceea ce facem noi, da? Și a demonstrat și altora că se poate, se poate, da? Și bineînțeles că a trecut testul timpului, drujba și-a scos banii cum ar veni și-a făcut treaba exemplar și o să-și facă în continuare, da? Deci la mine, după atâta timp, funcționează brici. În continuare, oameni buni, vreau să vorbim puțin despre greutatea drujbei. Probabil, nu probabil, în mod sigur, cei care și-au cumpărat prima drujbă sau de gând să-și cumpere prima drujbă, dacă ar fi pus mâna, dacă ar pune mâna de fapt pe această drujbă, pe acest model, ar zice că e drujba foarte grea. Într-adevăr, este mult mai grea decât aia mea pe care am avut-o și decât drujbele mele pe care le-am deținut în timp. Are 6 kg 400 și ceva, 6 kg jumate, aproape 7 kg. E mult mai grea decât aia mea, de la micul pădurar 5200 și decât drujbele mele, v-am mai spus, pe care le-am deținut în acești ani. Un kilogram maxim jumătate, un kilogram jumătate, da? Deci are aproape de 7 kg și cu siguranță unii care nu sunt învățați cu munca, cu ridicatul, da, și așa mai departe, cu greutățile, ar fi zis, de fapt zic, că e o drujbă foarte grea, da, are 7 kg, nu e tocmai ușoară, da, dar eu sunt învățat, sunt călit cu ridicatul, cu munca și cu alte chestii, da? Deci pentru mine este o drujbă ușoară. Ați văzut și la drujba pentru singură mână, că mulți ați remarcat, de fapt, și vreau să vă spun, cei care au, o să vă spună tot la fel ca mine, tai câteva minute cu drujba, da? Cu o singură mână, însă o să te doară mâna. Și de asta ați văzut, de fapt, în clipurile mele, obișnuiești cu drujba aia pentru singură mână, ca să tai cu două mâini, pentru că după câteva minute simți, da? Îți obosești mușchii și așa mai departe. Cu o drujbă normală, o drujbă clasică, nu poți să tai cu o singură mână, da? Trebuie să folosești ambele mâini. Este grea, dar pentru mine este ușoară. Pentru mine este ușoară, 7 kg, un mizilic. Deci cam asta am vrut să vă spun, oameni buni, și despre greutate. Acum, după 2 ani de zile, el știe, de fapt, îi mulțumesc foarte mult. Din nou, în primul rând, pentru că s-a gândit la mine și pentru mine este o drujbă de suflet. Da? Vreau să am așa amintire de la el și să o păstrez în condiții cât mai bune cât se poate. Bineînțeles, plasticul arată ok, nu s-a spart, s-a mai cojit, așa este normal, da? De la căldură și de la utilizare, însă totul arată ok. Deci asta am vrut să vă spun, că drujba arată exemplar, nu i-a schimbat în ăștia 2 ani absolut nimic, nu s-a stricat, totul funcționează ok, da? Și pompa de ulei și carburatorul, în afară de lanț. Lanțul, din vina mea, v-am spus mai devreme ce s-a întâmplat, da? Și am fost nevoit ca să schimb lanțul. Dacă mergea ok, îl ascultam de fiecare dată și îl foloseam și pe ăsta și drujba era completă, așa, doar lanțul l-am schimbat, așa a fost să fie, dar în rest totul arată ok, da? Și așa arată drujba, îmi fac treaba foarte mult timp cu ea, dacă cumva se strică ceva, bineînțeles că o repar imediat, am mai desfăcut drujbe, da? Și la drujba mea am desfăcut-o. Bun, deci atât despre această drujbă minunată. Și mulțumesc din nou, Eugen, că s-a gândit la mine. Și acum, oameni buni, vreau să vă spun că mulți m-ați întrebat în niște comentarii mai vechi, v-am răspuns. O să vă spun acum, deci eu nu dețin drujbe și nu mă ocup cu lemnele, cu drujbele, cu telajele și nu am locuit, de fapt, la țară de la început. Da? Eu m-am mutat la țară în 2000,
14, după ce a murit tatăl meu, da? Pentru că trebuia să fie o mână de fier aici, da? Și am renunțat la multe chestii de la oraș, dar tot la țară îmi plăcea de când m-am născut, da? Pentru că la țară în copilărie și așa mai departe. Deci în 2014 m-am mutat eu aici la țară și atunci am văzut cum s-a treaba cu oamenii, că de exemplu eram fast postufă de Veneția și cu drujbele și cu pomicultura și cu utilajele. Nu am pus în viața mea mâna pe o drujbă. Apropo de asta, vreau să vă spun că prima oară când am pus o mână pe o drujbă și am tăiat câteva lemne cu ea, a fost în 2012 la un verișor de-a meu din Brașov. Te salut, vă rog, cu această ocazie, știu că mă urmărești. Deci atunci a fost pentru prima oară în viața mea când, bineînțeles că am mai văzut drujbe de la oameni, dar până atunci eu n-am pus mâna pe o drujbă. Era de tot râsul, nici nu știam cum să trag de demaro, trăgeam foarte încetul, nici nu știam cum se pornește drujba. Vărul meu râdea de mine, a râs de mine foarte mult, însă mi-a zis, trage vărule mai tare, și am tras mai tare, bineînțeles, până am reușit-o ca să pornesc drujba. Nu știam cu ce să mănâncă, mi-era frică să țin în mână drujba, am tăiat și-o câteva lemne așa pentru niște poze, pentru de amuzament mai mult. Însă atunci, în 2012, a fost pentru prima oară când eu pun mâna pe drujba, am pus de fapt mâna pe drujba. Și uite că de atunci așa a fost să fie cu tatăl meu și în 2014 m-am mutat aici la țară și bineînțeles că văzând că oamenii nu sunt de treabă, da? Te mai pe cineva să stai lemne, venea după o zi, să te ia ore întregi, nu făcea treaba ca lumea. Și uite așa, oameni buni, m-am ambiționat eu și am învățat din propria experiență, pentru asta v-am spus de foarte multe ori. Eu tot ce vă arăt cu pomii fructiferi, cu vița de vie, cu utilajele, cu pământul, cu grădina, vă arăt din experiența mea, da? La început și eu am făcut foarte multe greșeli, însă uite așa progresăm și învățăm, da? Devenim de fapt stăpân pe situația cei care vrei să punem mâna și în primul rând trebuie să ai curaj să faci ceva, da? Pentru că dacă chemam un om, omul își bătea joc la orice activitate din gospodărie, da? Și mai ales la utilaje. Și uite așa m-am ambiționat, chiar dacă la început eram tufă de Veneția, nu știam nici cum se pornește drujba, nici cum se reglează carburatorul. Păi dacă vă dați seama, la început mi-era frică să scot și bujia, nici nu știam cum se scoate bujia, nu mai zic de ascuțirea antului și așa mai departe. Și am fost ambiționat, pentru că așa trebuie să fim în viață, da? Să fim ambițioși, hotărâți în primul rând și să știm de fapt ceea ce vrem și ceea ce ne dorim. Și uite așa am început să repar, să tai lemne, da? Să văd despre ce, că nu știam prima oară, era ceva nou pentru mine, da? Chestia asta cu drujba și cu utilajele și cu motosapa la fel. Ați văzut de fapt în foarte multe clipuri și uite așa m-am ambiționat și mi-am cumpărat, nu toată odată, că omul nu are bani să-și cumpere toată odată, așa treptat, să mă ocup de pământ, să mă ocup eu de tăia lemne, să mă ocup eu de grădină, de viță, de vie, de pom și așa mai departe. Pentru că oamenii își bat joc, oamenii nu sunt, nu toți, dar oamenii nu sunt serioși, de multe ori îți ia banii și face treabă de mântuială și cel mai bine am zis eu, bă, ia să mă implic. Și în primul rând, trebuie ca să fii pasionat de chestia asta, da? Nu neapărat cu drujbele, orice îi face. Pentru că dacă nu ești pasionat și nu faci nimic cu dragoste, nu pui dragoste, se alege praful, nu faci absolut nimic. Și uite așa, am vrut să mă ocup eu și de pământ și de lemne, mi-am cumpărat tot ce îmi trebuie și alte sculele, bineînțeles, pe care le țin în gospodărie și să nu mai apelez la nimeni, pentru că nu-mi place să mă rog de nimeni, știți cum e, ai scula ta, faci treaba când vrei, da? La orice oră. Vorba bine, că nu poți să faci noaptea, să faci zgomot. Însă când ai drujba ta, mă duc, tai lemne când vreau, toaletez un pom când vreau, am motosapa mea, fac ar, prezesc când vreau, deci nu mai stau la mâna nimănui, da? Și întotdeauna e bine, strângem un pic cureaua și ne cumpărăm ceea ce avem nevoie în gospodărie, dacă locuim la țară, bineînțeles, că nu puteam să cumpăr toate astea dacă locuiam la bloc, da? La apartament. Deci dacă locuim la țară și ne ocupăm și avem de fapt, avem pom fructifer, trebuie să ne cumpărăm foarte, da? Trebuie să ne facem rost de toate alea. La fel se întâmplă și cu utilajele, da? Când avem lemne și așa mai departe. Deci orice am face la țară trebuie să avem noi, să nu mai apelăm la nimeni și în primul rând eu nu sunt omul care să cer, da? Nu, eu îmi place să am totul, adică ceea ce îmi trebuie, da? Pentru treaba respectivă, pentru a realiza treaba respectivă, că dacă nu ai scule și utilaje, nu faci absolut nimic, e foarte, foarte greu, da? Acum să fim serioși, v-am mai spus în foarte multe clipuri, nu poți să faci cu sapa, cu săpătorul, pentru că eu știu ce vă spun, am făcut și o an de zile, foarte greu. Te obosești la maxim, deci de asta e bine să ai o motosapă, să ai un utilaje, să lucrezi pământul, îți cultivi ceva, da? Și așa mai departe. Pentru că puțin mai devreme v-am promis de fapt că o să vă spun ce mi s-a întâmplat, ce am pățit de fapt cu drujbele mele și de ce nu le mai am. Aici este vorba despre prima drujba mea, cumpărată în 2015, pardon, până la începutul anului. Prima drujba mea a fost acea drujbă de la Ruris,
455S, dacă nu mă înșel, adică nici nu mai știu. Și a doua drujbă, drujba de la Taiga. V-am mai spus la foarte mulți dintre voi în comentarii că m-ați întrebat. Deci cu aia mi-am făcut o practică cu drujba de la Ruris, prima drujbă. Am desfăcut-o și așa mai departe, cu aia am învățat-o ca să ai lemne. Dar acea drujbă am fost nevoit ca să o vând, că am avut eu o problemă. După care drujba de la Taiga mi-a plăcut foarte mult. Și acolo am fost nevoit de urgență să mă uitam la pisică, ca să regal-o. Deci cu acea drujbă de la Taiga am fost nevoit tot așa de urgență să o vând. Și uite așa am rămas fără drujbe. Am avut niște probleme, nu intrăm acum în detalii și nu vreau să vă spun. Și am fost nevoit ca să le dau. Bineînțeles, la preț mai avantajos. După care în 2019, ați văzut la început, am realizat două clipuri cu drujba de la micul pădurar 5200, însă nu era drujba mea, era drujba unui amic de aici din sat. Mi-a dat să fac, el și-a cumpărat atunci recent, mi-a dat să fac acele clipuri și am fost încântat. În primul rând a dat pe a 250 de lei, o drujbă foarte ieftină, da? O drujbă chinezească evident, ca și asta de altfel, dar modificată, arată brici și se comportă brici, vă dați seama și eu gen știți foarte bine că poate să facă dintr-o chinezărie o drujbă de top. Asta este adevărul, nu sunt drujbe de top cum le face el. Aici se vorba despre altă treabă și el știe foarte bine ce poate să facă, ce e capabil. Și atunci, cu acea drujbă, am făcut un pic, am tăiat de fapt câteva lemne, am făcut și două clipuri, ați văzut, mi-a plăcut foarte mult. I-am zis de unde am cumpărat-o, bineînțeles m-am dus și am cumpărat-o și din 2019 până în prezent am acea drujbă de la micul pădurar 5200 și mi-a plăcut foarte mult. Nu am avut niciun fel de problemă în afară cu acel buton de on-off, a rezolvat problema, deci atunci totul, de fapt mi-a plăcut drujba cum se comportă, chinezăria și pe lângă faptul că era și foarte ieftină, am cumpărat-o și de atunci o am, da? Deci este drujba mea. Asta de la Eugen o să am foarte mult timp și cam asta e povestea cu drujbele mele și cum am început eu, că nu știam absolut nimic, eram tufă de Veneția și acum am progresat, da? Ați văzut și voi câte clipuri am pe canal, câte clipuri cu drujbele și așa mai departe. Cam atât, oameni buni, sper că v-am lămurit în niște privințe, sper că ați înțeles și ați învățat ceva foarte bun din ceea ce v-am spus eu în afară de subiectul cu drujba, da? Și cu cei 2 ani pe care am primit la mine. Până data viitoare vă doresc multă sănătate, bineînțeles că la final o să vă las clipul cu lemnele pe care le-am tăiat. Am terminat, acum o să mai cumpăr undeva prin luna aprilie, mai lemne, până atunci o să avem lemne. Sunt depozitat în magazia cu lemne, bineînțeles, și nu mai avem probleme. Nu o să mai fac clipuri cu drujbele, poate mai tai eu, da? Când mai toaletez pomii sau alte operațiuni, dar și multe clipuri cu drujbele, uneori nu le cade bine, da? Plictisesc. Până data viitoare, Nicu vă salută, vă dorește multă sănătate și spor la treburi. Și pisicuța nu mă lasă în pace. Iar a venit. Pisicuța din poveste. Uite-te acolo la cameră, salută oamenii. Nu mai toarce, da? Așa cum v-am promis, oameni buni, o să vă arăt drujba mult mai de aproape. Așa arată ea după 2 ani de zile, de când este la mine. Eugen, meșter în drujbe. Se poate observa, da? Așa cum am spus mai devreme, rumegușul este foarte afurisit, se bagă peste tot. Din când în când mai curățați foarte bine. Cam așa arată. Lama. Ăsta este lantul Oregon, care mi l-am cumpărat. Este absolut normal să fie murdară, pentru că așa se face orice drujbă, da? În momentul când o utilizați. Că nu o ținem doar așa pentru expoziție, treaba se schimbă, da? Uitați. Deci arată foarte, foarte bine. Totul este ok, da? Deci este un cadou de suflet, pentru mine înseamnă mult. De la un om pe care îl respect și îl apreciez foarte mult în ceea ce face și prin ceea ce este el ca om. Eu îl cunosc foarte bine, cei care nu-l cunosc, nu-l cunosc. Și nu știu exact ce om minunat este Eugen. Și credeți-mă că este un om de calitate, un om care te poți baza cu suflet mare, așa cum îl vedeți voi și cum mă vedeți de fapt și pe mine, da? În clipuri așa este și în realitate. Pentru că pe om de fapt îl cunoști după mai multe discuții, da?
că așa poate să-ți dau o părere greșită prima și prima oară, da? După mai multe discuții vezi și cum gândește omul respectiv și ce suflet are și așa mai departe, ce intenție are, da? Și vă asigur eu că Eugen este un om de nota nu 10, de nota 100. Pentru că, în primul rând, acest cadou este un cadou de suflet, cel puțin pentru mine, de asta nu vreau să-mi bag joc, să fac o felul de teste, să... De altfel mi-a și spus, o bag ca lumea, da? La treabă, am băgat-o, tai lemne cu ea, dacă cumva se strică, o să arăt chestia asta, o să fac un clip, o să o repar, dar nici într-un caz nu vreau să-mi bag joc de ea, da? Deci...